Da, eu aș răspunde la asta, evocând mai ales participarea mea la unele conferințe pe teme de acest fel, privind umanismul, și la care parte din reprezentanți, o bună parte din reprezentanți, făceau parte din țări asiatice sau chiar africane, și așa mai departe. Și am învățat foarte multe acolo, nu știu cât am reținut, dar erau lucruri interesante, adică sub minte un vorbitor, participant, prezenta concepte africane și dădea termene respectiv, așa, care indicau un interes spre un umanism alternativ celui de tip occidental și care erau, spunea el, eu nu am cum să verific lucrul ăsta, nu pot nici să-l confirm, nici să-l combat, spunea el, erau larg răspândite. De asemenea, am auzit specialiști din China, sau în orice caz din sfera culturii chineze, care cred că nu neapărat din China, din țara China, ci mulțimea de imigranți chinezi în toată lumea, în alte țări asiatice sau chiar europene, așa mai departe, și care, în general, căutau de asemenea să, adică li se părea că întreaga gândire și comportare occidentală e de natură prea agonistică și, deci, odată pe agon, pe conflict de felul ăsta și că modul de gândire nu susțineau ei larg răspândit în cultura chineză și straturi largi ale populației, ar fi altfel mai armonios și așa mai departe. S-a răspuns de către profesori europeni că pare improbabil acest lucru și că însăși termenul de armonie implică unele sugestii mai sinistre, adică totalitare, de fapt, că această armonie este vorba de o armonie impusă și că în aceste condiții e mai umanistic, e mai umanistică o stare de lucruri bazată pe agon, adică pe conflicte de acest fel, decât acest gen de armonie pe care, după părerea lor, ar caracteriza cultura și modul de gândire în țări asiatice, China fiind un prim exemplu de acest fel. Am o întrebare care intenționam să vă zic după urmă mai scurtă decât intenționam, pentru că cât am încercat de când ați început prelegerea să o formulez, dar mi-am dat seama că nu reușesc să pun de atât bine cu pe ideea, am zis, mai bine să mă țin scurtă. După ce am ascultat incidenta dumneavoastră prezentare, mi-a venit în minte o știre pe care am citit-o, cred că acum vreo două săptămâni. Angela Merkel a declarat că modelul societății multiculturale în Germania a eșuat. Nu am ținut niciun detalii, dar mă gândeam cam cum ați situa câteva dintre ideile dumneavoastră din perspectiva unei asemenea afirmații care zic în final este, să zicem, cineva care vorbește numele unei țări și nu mai a oricărei țări, ci numele motorului Uniunii Europene. Da, acum eu
suspectez că Agea Merkel urmărea mai ales anumite scopuri politice în interiorul Germaniei. Dar hai să luăm în serios, hai să presupunem că ea gândea sau vorbea sau încerca să comunice filozofii sau în punct de vedere al filozofiei culturii sau filozofiei politice. Nu spun ceea ce mă cam interesează, dar hai să presupunem să vedem, da, să spunem că ar fi așa. Mie mi se pare că în acest caz afirmația ei indică faptul că pura coexistență, pura juxtapunere a două moduri, a două orizonturi de moralul și de comportamente diferite, nu este suficient. Ori formulată așa, cred că e perfect adevărat, pentru că dacă ele, da, există un spațiu și acolo coexistă două sau trei lucruri foarte diferite între ele. Și asta o numim multiculturalism. Dacă multiculturalism înțeles în felul ăsta, evident, n-am făcut nimica. Dacă nu există, totuși, un anumit dialog, e chiar, cum spun, dialog nu înseamnă neapărat ajungerea la o concluzie sau constituirea unei sinteze, ci există pur și simplu trecerea mingii dintr-o parte într-alta. Jocurile schimbului, cum se face de la analiză. Da, tocmai, sigur că da, de ce nu? Exact, da, sigur, e bună. Da. Deci, dacă asta vrea să spună, atunci avea dreptate, nu? Măsura în care vreau pur și simplu să puncteze politic niște lucruri, atunci o privește. Adică nu mă amestec în treburile interne ale disputelor politice în interiorul Germaniei și nu am fost să fac lucrurile astea. Să mulțumesc și celor care s-au aflat alături de noi și cu voia dumneavoastră să vă propun să reveniți alături de noi când drumul meu vă va reduce pe peste ocean, cu atât mai mult cu cât a spune că nu atât oceanele sunt problema din punct de vedere geografic, cât oceanele intelectuale care ne separă chiar în cadrul patriei dumneavoastră de adopție, patriei noastre de origine, că în patriei de adopție oceanele sunt negociate prin acele jocuri ale schimbului, care mai sunt alt gen de negocieri și ne-am bucurat foarte mult să vă avem din nou alături de noi. Cred că este realmente un privilegiu să descoperi că oamenii pot să comunice, explorează mai aceste divergențe pe cume care îi caracterizează. Să vă mulțumesc și mult succes și spor în activitatea noastră. Și eu vă mulțumesc atât, mă rog, directorului ăsta mie, cât și tuturor celor din institut sau din afară, care